Dragnea, la fel ca Nuțu Cămătaru, avea și el două maimuțe. E, când a venit Dăncilă, maimuțele au fugit, da, s-au dus pe case, prin vecini. Și acum, fără nicio legătură cu ce am spus mai devreme, vă anunț că deputatul Mitralieră și Codrin Ștefănescu s-au întors acasă. Slab, jigăriți, piele și os, dar tot așa, cu dinții beliți, gata să muște și din bolovani pentru șeful dacă e nevoie. Dar ce se întâmplă? Se întâmplă că Ana Birceal e omul lui Klaus Iohannis. Cum așa? A, bă, fraților, că-i cusută cu ața albă, ce naiba? Nu are legitimitatea de a face astfel de declarații. Așa cum știți, dânsa a fost demisă de către premierul guvernului și stă acolo forțat, fiind ținută forțat, așa cum știți toți, de către prietenul dânsei, Klaus Iohannis. A? Ce naiba, domne, Birceal n-a vrut să plece, Iohannis n-a vrut să pună pe altcineva în locul ei, e foarte complicat. Și stați, asta nu e nimic, au lăudat-o americanii, bă, voi vă dați seama ce zic eu aici, au lăudat-o americanii pe Birceal. Mai repede l-înjurai pe deputatul Mitralieră de Mitralieră decât să audă una ca asta, că un membru al guvernului PSD e lăudat americani. Cu alte cuvinte, suntem din nou în situația în care PSD se străduiește să dea jos ministrul de la justiție. ALDE are ministri în guvern fără să vrea, Iohănița are și el un ministru în guvern, ai că ușor, ușor o să fie de Uniune Națională treaba. Mă, Veorico, ți-o zic așa, uman, nu găsești și pentru Cămila lui Nuțu ceva pe la guvern? Eu zic la externe, ne pune și nouă o pilă cu țările arabe. Știi ce zic? Că-i belea acum cu petrolul, cu astea, Veoricu, ai văzut? Doamna Birceal, mă scuzați, româna, să știți că de vreo lună vă dăm și noi mesaje, vă sunăm, da, v-am dat pe WhatsApp, peste tot, să veniți aici la Starea Nației, să stăm de vorbă despre justiție, despre... Și ne dați cu sin, doamnă, sin ăla de la văzut, nu de la păcat. Păi e frumos, nu știu, zic și eu, altfel, sărumâna, good morning very much. Permiteți-mi să nu comentez pe acest aspect. A, ați auzit-o pe asta? Cabinele de vot se schimbă radical, da, tu o să mergi la vot acum. O să fie cu duș, cu hidromasaj, cu muzică. Cum? Am înțeles greșit. A, mă scuzați, dar ce o să fie? Autoritatea Electorală Permanentă. Instituția a cumpărat recent o cabină de duș în valoare de peste 1500 de lei destinată șefului AEP. Același produs poate fi găsit la magazinele specializate cu maximum 900 de lei. A, deci despre asta era vorba, de o cabină de duș pentru șeful de la Autoritatea Electorală, da, Constantin Florin Mitulețu Buică. Ok, scuze încă o dată, eu înțelesesem altfel. Și chiar mă bucuram, domne, că se dotează cabinele de vot cu dușuri, că vorba aia, sunt destui alegători care umblă mult, dorm prin autocare, știți cum e la vot. Președintele AEP, Constantin Buică, a declarat că achiziția este una extrem de necesară, întrucât sunt zile în care muncește foarte multe ore și nu poate fi neîngrijit când reprezintă instituția. Ceea ce pe undeva mi se pare corect. Serios, n-am nimic împotrivă ca prin instituții să fie dușuri pentru personal, dar luate, frate, la prețul corect, accesibile pentru mai mulți angajați, nu doar pentru șefi, că nu doar șefii muncesc. Ah, cum ar merge niște dușuri și pe la ANAF pentru contribuabil, zic, da. ANAF, casa de pensii, spitale, vise, taică, vise. Sunteți grozavi, numai fumuri și pretenții. Înscrieri, haideți la înscriere, cine mai dorește pentru Cotroceni, înscrieri doar cu buletinul, lume. Calde bune, băieții, calde bune. Haideți că doar pastele mai am pentru azi, hai să plec și eu acasă. Semnezi odată, te înscrii de 3 ori. Doamne, parcă niciodată n-a fost ca anul ăsta, domne. Atâta lume candidează la prezidențiale. Am înțeles că o să fie mai multe tururi, da? Nu doar 2, ca la fotbal o să facă ăștia. Preliminari, așa, câte 8 candidați într-o grupă. Apoi sferturi de finală, semifinale, finală mică, finală mare. Sau poate cu divizii, domne. Divizia A, divizia B, seria 1, seria 2, seria 3. Cu play-off, cu play-out, nu? Cu retrogradare, cu control antidoping neapărat, că, cu transferuri între partide. Să nu-i mai zică, domne, traseism, să nu mai fie. Știi că sună urât, să-i zică mercato. Mercato e mai mișto.
Înscrieri la prezidențiale, prezidențialele, ia prezidențialele, neamule, proaspeți, proaspeți, candidați, proaspeți, proaspeți. Acum, bă, cât e liber, că deodată se face coadă și vreți să vă spun eu de ce nu mai candidează tăricianul ăla? Pentru că a venit aici, s-a băgat în față, știi cum face el, a ieșit scandal, a hoiduit lumea, l-a gonit, de-aia l-a lăsat pe actorul ăla, pe milogul ăla din film, cum îi zice ăla, a venit, domne, s-a rugat de oamenii de la coadă, să vezi, nu știu, l-au lăsat în față, bă, nu știu ce le-a zis, ce poveste le-a turnat, le-a băgat, că nu știu ce, cu mâna întinsă, cu... dar a începuseră să plângă oamenii, l-au trimis în față, da, mulți, mulți, foarte mulți candidați la Cotroceni, știți că a fost acum campanie pentru diaspora să se înscrie cetățenii pentru votul prin corespondență și s-au înscris mai mulți candidați la prezidențiale decât s-au înscris cetățeni români la votul ăsta din diaspora. O, poftiți, poftiți, vă rugăm, ia uite, domne, lume nouă, frumos, vreți să vă înscrieți la prezidențiale? Sigur, cum să nu? Cum să nu, să poate, păi da, la Cotroceni, da. Dar de ce vreți, domne, la Cotroceni? Vă văd așa, om, ok, aranjat, frumos, de ce nebunia asta? Adică, de ce să vă bateți cu golanii? Păi, tocmai de aia. Nu e nevoie de cineva care să ridice puțin nivelul? Bă, o fi, dar nu, da, nu înțeleg totuși de ce, adică de ce să fie? Păi, sunt profesor, asta fac ca vocație și cred că e nevoie de un, ce am numit eu, un imens exercițiu de pedagogie la scara întregii națiuni. Asta trebuie să fie o campanie electorală, să explice lucruri și apoi cred că și rolul președintelui este de a explica, de a da, nu indicații și directive cum era pe vremuri, ci să stabilească niște obiective, să stabilească termenii discuțiilor, a dezbaterilor publice, să genereze consens. Eu asta înțeleg prin învățător, da? Și dimensiunea de mediator. Ne luați așa la... Eu nu înțeleg, astea ați vorbit așa cu multe cuvinte, nu e? Hey, hai că e loc pentru toată lumea, domnul, nu e? Că i-am acceptat eu candidatura lui Funar ăla, a venit și mi-a zis cu daci, cu toate nebuniile și de ce l-aș respinge pe unul care vrea, cum a zis, exercițiu pedagogic, nu știu de exact pedagogie ce la scara națiunii. Am înțeles, da. Păi nu știu starea ce, națiunii, cafeneaua nației, de ce nu un exercițiu pedagogic la scara nației? E perfect, gata. Eu să știți că v-am înscris, sunteți candidat și acum premiul e un interviu și ați câștigat la final, vă dăm să vă alegeți între o bormașină și o tigaie. Poți să aleg deja? Da. Vreau tigaia. Tigaia, gata, m-am înțeles. Poți să vă întreb de ce? Nu vă întreb. Păi, cum? Bun. Așa, e necesară. Da, mulțumesc mult pentru prezență. Domnul Teodor Paleologu apare acum peste tot. Așa e în acte. Așa e în acte. Cu H, TH. Cu H, TH. Nu mai zicem Toader. Da, mi se spune Toader, nu? Da. Am și semnat cărți cu numele Toader. Da, asta zic. Așa mi se spunea în familie și așa îmi spun prietenii. Bun. Așadar, cursuri pro bono la scară mondială. Mă, și, nu mondială. Totuși, nu am luat-o razna în așa hal. Nu. Nu, mă gândeam chiar să fac un afiș în glumă, evident, cu votezi și câștigi 5 ani de cursuri gratuite. Și mai încă ceva. Nu știu dacă ați observat că în luna iunie începusem o emisiune culturală la Radio Guerilla. Le-ați dat Metope. Și la ea programul peste cam. Metope. Am făcut 4 ediții despre Roma, despre Atena, despre Creta, despre Sicilia. Și mă gândeam să fac Metope la Cotroceni. Cred că va suna foarte bine. Din ianuarie promit. Bun. Ce materie lucrăm în seara asta? Păi, nu știu, dumneavoastră da, vă puneți. Noi avem aici, da. Despre starea nației Bun. Vorbim, nu? Păi da, vorbim, uite, avem o rubrică, Vax Populi se numește. Colegul meu, Răzvan Anghelescu, merge pe stradă și întreabă pe oameni despre diverse lucruri. Iar astăzi a mers și a întrebat despre Teodor Paleologu. Ce părere au, care-i treaba și... le-a spus că... Și cum e? Păi, vedem împreună și apoi... Abia aștept, da? Să vedem. Ok. Vreau să vă întreb dacă ați auzit vreodată de Teodor Paleologu. Ba da. Ați auzit? Da. Ce impresie v-a lăsat? Ce părere aveți? Mi se pare că e băiat bun. Știți ce părere am? Am o părere bunicică despre dânsul. Despre dânsul personal. Dar în general, nu ne trebuie 20 de președinți. Nu ne trebuie unul și bun. Una la mână.
A doua problemă, fiindcă m-ați întrebat domnul paleologul, domnule, dacă are cetățenie, ce am auzit eu aseară, să ducă, băi, frate, bă, bă, să ne lase, bă, fraților, să vină om de baștină, bă, tătaie. Nu tot felul, bă, de francezi și vine să ne reprezinte pe noi în România. Candidează la președinție, domnul paleologu, Teodor Paleologu. Da. L-ați văzut pe la televizor? Da. Ce părere v-a lăsat așa? Cum l-ați văzut? Este un băiat foarte delicat. Ce vă place la domnul paleologu cel mai mult? Aspectul. După cât ești ăsta, nu profesor universitar, ceva? Ba da, ba da. Da, să-și vadă de catedra lui acolo. Nu e potrivit pentru politică sau pentru... Nu, la noi ar trebui un președinte drăcos, un al doilea Vlad Țepeș. Am auzit, numele mi-e cunoscut. Bă, este cunoscut și ce... Cum vi se pare așa după nume, domnul paleologu? După nume? Ceva... paleologu. Ca un director de școală, știu eu, ceva așa, scriitor, poet de ăsta, paleologul, e ceva, cam cum e Mihai Eminescu. E un băiat bun. Ce vă place așa la domnul paleolog? E foarte înțăcat, adică eu știu mai dinainte că și băiatul paleologul, nu știu cum se numea bătrânul ăla, Alexandru sau cam așa ceva. Văd că știți un pic. Da, da. E un bătrân care era înaintea, e fișul. Da. Era un om înțelept ăla. Și credeți că și fiul a moștenit înțelepciunea? Sigur că da, sigur că da, da. După nume nimic. Nimic. Candidează din partea lui Băsescu, cum vi se... Domnul Băsescu a făcut ceva, n-a făcut? Da, a fost bun și Băsescu. A fost. Băsescu a fost bun. Da, altul nu l-aș vede. Singurul care era și făcea ordine în țară era Vadim Tudor, dacă trăia și candidat și lua președinția. Vadim Tudor, ăla era bun. Sau Gigi Becali. Da, pentru el, să facă vile, să-și facă case, să-și facă, să-și ia mașini. Ce să facă? Țăranii mai proști. A? Cum? Îmi place. Da? Îmi place, e foarte, foarte interesant. Ce ați notat am acolo? Chiar să știți că am notat. Așa? Eu vin totdeauna cu caietelul, vedeți, casa paleologul, nu ne jucăm pixul, tot așa. Mi-am notat, om cum se cade, delicat, și asta mi-a plăcut. Bătrânul, paleologul cel bătrân, care era un om înțelept, foarte mult mi-a plăcut. Și asta s-a transmis? Vedeți că oamenii zic, da, domne, cum e fisul? Adică nu e frumos asta. Știți că în anumite medii mi se reproșează că sunt fiul unui tată celebru. Dar vezi că omul de la țară nu gândește așa. Gândește sănătos. Că există o transmisie în interiorul unei familii. Adică asta e de fapt gândirea de la, cum să spun, baza societății. Și nu, ce mai remarc și chiar relev lucrul ăsta, niciunul dintre cei pe care i-ați întrebat nu au ură de clasă. Că ce vine ăsta... Ura de clasă a fost ieri în program la Hunor. Deci acolo e puțin și de altceva, e ură etnică, da. Aș vrea totuși să răspund la observația cu cetățenia franceză și să explic despre ce e vorba. Eu am ajuns în Franța în 90 și aveam 16 ani, mi-am terminat liceul în Franța și a 11-a și a 12-a, mi-am luat bacalaureat, am continuat studiile acolo și am pregătit concursul la Ecole Normale Supérieure. Ca să fii funcționar, stagiar al Ecole Normale Supérieure, trebuie să ai cetățenia franceză. Eu oricum voiam să-mi iau cetățenia franceză, ar fi fost absurd să nu mi-o iau, pentru că aveam un dosar beton, eram căsătorit cu o franțuzoaică, aveam un copil, aveam toate motivele să cer cetățenia franceză. Și eu cred că e foarte bine în Europa în care trăim să avem aceste legături și cu alte țări. Da, țin foarte mult la Franța, altfel decât la România. Patriotismul meu francez e altfel decât cel românesc. E un patriotism mult mai cerebral. Cel românesc vine din rărunchi, din familie, din e mult mai emoțional. Da, dar uite, oamenii văd la televizor că sunteți atacat cu treaba asta și atunci... Eu nu am obținut... Da. E invers decât cazul lui Clotilde Armand.
Ea e o franțuzoaică și a obținut cetățenia română din dragoste pentru România. Eu cred că trebuie să apreciem faptul că nici așa, nici așa. O mare burgheză franceză a vrut să aibă cetățenie română. Iar eu, mă rog, am obținut cetățenia franceză în 95, dar minte, cred că e unul dintre ultimele acte semnate de François Mitterrand în mai 1995. Am semnătura lui François Mitterrand în original. Eu, pentru altă chestie, am o problemă cu dumneavoastră, pentru treaba cu această alăturare pe care nu o înțeleg cu domnul Petrov. Îl cunoașteți pe Petrov, nu partenerul lui Ilf, am înțeles, am înțeles. Da, nu cred că nu trebuie să gândim prin asociere și alăturare. Eu candidez în 2019, nu Traian Băsescu. Eu l-am susținut pe Traian Băsescu și în 2004 și în 2009. Nu regret o secundă, n-aș fi votat în ruptul capului pentru Adrian Năstase sau pentru Mircea Joană. Mă rog, aici nu e vorba de considerente personale față de Năstase și Joană, pe care îi consider mult mai buni din punct de vedere intelectual și ca pregătire decât ce are PSD-ul acum și ce a avut PSD-ul în ultimii ani. Și la urmă, mă susține Băsescu. Bravo lui, a avut o idee bună. Și nu mă susține doar el, mă susține totuși sute de mii de oameni. Mă susțin. De ce din sute de mii de oameni vorbim doar de Traian Băsescu? Bravo lui că mă susține. Este o latură. PMP-ul e un mare merit al lui. E partidul lui Traian Băsescu. Până la urmă vorbim despre un om care, în afară de această problemă care, iată, a ieșit acum, și asta v-aș întreba, cum se leagă partea cu turnătorul Băsescu de exercițiul ăsta pedagogic? Să ne înțelegem. Înainte de 89, ca să accesi la o funcție importantă în România, mai mult sau mai puțin importantă, sunt tot felul de forme de colaborare cu regimul. Dar oricum, știți care e problema? Eu cred că pe oameni nu-i interesează în 2019 ca un candidat la președinție să explice despre viața unei alte persoane înainte de 89. Nu despre viață, dar Băsescu e un tip care urăște educația și învățământul. N-am impresia. Din moment ce mă susține pe mine, așa, înseamnă că admiră calitățile mele intelectuale de educație. Sunt convins că îi place lucrul ăsta. Îi plac oamenii inteligenți, pur și simplu. M-a întrebat un jurnalist, dar de ce s-a gândit domnul Băsescu la dumneavoastră? Oricum, nu s-a gândit doar el, că s-au gândit mai mulți. Și răspunsul e simplu, pentru că e deștept. Dar încă o dovadă că Traian Băsescu e un om inteligent. Și acum, știți, și dușmanii lui recunosc faptul că nu e un prost. Și nici dumneavoastră nu cred că o să spuneți. N-am zis că e prost, doamne. Nu, doamne ferește, n-am zis că e prost. Ce mă nemulțumește pe mine și ce mă miră, mă uimește în ultimii 10-15 ani este cum atât de mulți oameni extraordinari de cultură, oameni foarte educați, au căzut în limbă după acest nene. Eu nu cad în limbă după nimeni, să ne înțelegem. Adică eu nu cad un vaporean. Da, stați puțin. Da. Expresia asta, cădea în limbă, pentru mine nu... Eu sunt imun la genul ăsta de admirații, fascinații. Nu, eu sunt un om care e foarte mult pe picioarele lui. Și nu mă topesc după nimeni, vă spun drept. Dimpotrivă, chiar asta e o latura mea. Uite, asta vi se zice, m-am uitat și pe mesajele care ne-au venit când am anunțat prezența dumneavoastră. Și asta zice lumea, băi, mai e în limbă după Udrea? Sunt întrebările oamenilor, adică asta de ce? Pentru că sunt niște poze cu mine și Elena Udrea. Normal că sunt, cred că sunt zeci de poze cu mine și am fost totuși în același guvern, am fost în același partid, nu-i nimic extraordinar. Evident că sunt poze și sunt poze cu mine și cu Ponta, poze cu mine cu Tăricianu, poze cu mine și Vasile Blaga, oameni pe care nu pot să spun că îi apreciez neapărat foarte mult. Dar sunt de ce nu pun poze cu mine și cu Regina Danemarcei sau cu regele Mihai sau cu Monica Lovinescu sau cu Virgilie Runca sau cu Eugen Ionescu sau cu Cioran? De ce pozele alea nu figurează? Sau cu Alexandru Paleologu? Sau cu Noica? Sau cu Steinhardt? Sau cu Sergio Algeorge? Alea sunt pozele cu adevărat relevante. Dacă vrei cu adevărat să-l înțelegi pe Toader Paleologu, apoi ia
albumul de fotografii și uite-te la fotografii cu Noica, cu Steinhardt, cu Sergio Al George, cu Șerban Cioculescu, cu Mihai Șora, păi, cu Solomon Marcus. Alăturarea aceea e ok. Păi aia, eu asta de acolo vin. Nu era okay. Eu de acolo vin. Păi asta eu se întreabă lumea. Bă, păi, ce caută acest cum paleologul? Ce caută? Am fost ministru. Omul, vreau să vă întreb ce. V-a convenit că am fost ministrul culturii și că am făcut niște lucruri? Am făcut niște lucruri. Am făcut Biblioteca Națională din București, Teatrul Național din Iași, Muzeul Cogălnicianu din Iași. M-am luptat cu mafia imobiliară. A fost bine? Bănuiesc că o să spuneți da. E, eram parte dintr-un guvern din care făceau parte tot felul de oameni. De ce nu mă atacă lumea că am fost în același guvern cu Dragnea, de exemplu, sau cu Ponta, sau cu cine, cu Monica Riții? Păi, au fost tot felul de oameni asta, în guvernul respectiv. Vă atacă pentru că ați zis că sunteți, cum ați zis atunci, nu știu, parcă fermecat de, sau cum era? Eu nu prea sunt fermecat. Nu, eu să știți că sunt foarte imun la orice fel de fascinații. Nu, eu sunt tocmai asta mi s-ar putea poate reproșa, că sunt puțin cam prea sobru. Ia să vedem. Discutăm în partea a doua emisiunii, trecem... Da, știți că au început acum unii din ăștia care se ocupă de dirty job pentru Dan îi Barna. Îi punem la punct, imediat. Imediat sigur îi punem, da. Vorbim și de Barna ăsta, da? De toți nu, cu el n-am nicio treabă, ci cu ăștia cu dirty job, da? Care mă atacă cu poze de genul ăsta. Imediat, imediat discutăm, trecem pe net, ne mutăm pe paginile Starea Nației de Facebook și canalul nostru de YouTube și ne urmăriți acolo în continuare. Stați cu noi, ne vedem mâine pe TV de la 22:30 la Prima TV. Să avem pardon. Am avut și ghinion ereditar, avem o gaură în buzunar, dar progresăm, încet, încet toți emigrăm. Mai bine venetici decât argați la securie.